O seară duhovnicească de neuitat, dedicată Sfinților Martiri Brâncoveni în organizarea Episcopiei Severinului și Strehaiei. Conferința de deschidere a evenimentului, susținută de Preasfințitul Părinte Episcop Sebastian, a sintetizat într-un mod deosebit viața trăită în spiritul creștin autentic și apoi martirul domnitorului Constantin Brâncoveanu. Am venit cu drag și ca o datorie a mea față de Sfântul Brâncoveanu, care ne este și ocrotitor episcopiei noastre la Slatina și Romanați. Sfântul Brâncoveanu, pe care îl prăznuim anul acesta în chip deosebit, trebuie să fie pentru noi toți, cler și popor, preoți și credincioși, exemplu de credință nestrămutată, mai ales atunci când trecem prin clipe grele. Pentru a pătrunde mai mult în atmosfera acelor clipe teribile petrecute de domnitorul Constantin Brâncoveanu în Istanbul în urmă cu 300 de ani, actorii companiei Civic Art din București au pus în scenă spectacolul Ultima Întoarcere. Acțiunea piesei se petrece în vestita închisoarei Edicule, cu puțin timp înaintea decapitării domnitorului Brâncoveanu, a fiilor săi și a sfetnicului Ianache Văcărescu. Îți mulțumesc, doamne! Îți mulțumesc pentru înțelepciunea de a fi slujit țara și de a o fi apărat pe furtunile ridicate la bătaie ei. Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc pentru fericirea de a fi trăit într-o mila ta și al fiului tău. Este un exemplu pilduitor pentru poporul nostru, pentru creștinul ortodox. Ne-a dat o lecție de viață, ne-a învățat cum trebuie să mergem pe calea mântuirii. După ce actorii bucureșteni au fost răsplătiți cu aplauzele cuvenite, au urcat pe scenă membrii corului Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Pentru acest moment am pregătit cântări din slujba Sfinților Martiri Brâncoveni, este vorba despre troparul și condacul Sfinților Martiri Brâncoveni, de asemenea niște stihiri deosebite închinate slujbei vecerniei. De asemenea, canonul 7 din slujba utreniei Sfinților Martiri Brâncoveni și vom încheia programul cu balada Sfinților Brâncoveni. Seara s-a încheiat cu prestația artistică a rapsodului popular Ion Crețeanu, care, însoțit de copza sa, a încântat audiența cu minunatele creații din vatra satului și cu balada lui Constantin Brâncoveanu. Ele, domnul, cel vestit, mă, care în lume i-a venit, mă, prin luptă și viruit, mă. Spune tu, cel opteană, spune valo dunăreană și codru călugăreană. Simt că pun și eu o cărămidă mică la edificiu imens, uriaș al voievodului martir. Între altele, spectacolul le-a reamintit tuturor de datoria cinstirii înaintașilor și păstrarea dreptei credințe. Sperăm că această conferință a fost spre folosul preoților, al doamnelor preotese, al credincioșilor care i-au însoțit pe părinți în această sală pentru ca și ei să se folosească duhovnicește. Evenimentul duhovnicesc se înscrie în seria de acțiuni dedicate anului Constantin Brâncoveanu în întreaga Patriarhie Română.